Nu toți concurenții au rezistat până la final, dar m-am bucurat foarte mult să văd că unii dintre ei chiar au trăit cu tot sufletul această slujbă. Știți că la noi țin foarte mult, gen 4 ore, 3 ore și ceva ține o slujbă. Cred că a fost ceva în reluare, pentru că am auzit când părintele a pomenit sfinții din ziua de astăzi, și anume Sfântul Calinic, a vorbit despre cele 10 mucenițe, și atunci cred că a fost ceva în reluare, pentru că dacă ar fi fost ceva în direct, cu siguranță se făcea slujba pentru ziua de mâine. Of, Doamne, mă bucur că unii dintre ei chiar au trăit cu adevărat această slujbă. Am văzut-o pe doamna Loredana doar în picioare. Dani era foarte pătrun și pe el oricum l-am văzut în fiecare seară la culcare că se roagă. L-am văzut și pe Roberto stând nemișcat pe canapeaua aceea, rămânând singur. Am văzut-o pe Simona plângând, chiar a plâns majoritatea slujbei. Mă bucur pentru ei să le fie de folos.